Salut, sunt Marius Aslău, bine ai venit la lecția nouă pentru Tobe! În această lecție vom învăța cum să batem un ritm ținând timpii cu ajutorul metronomului, apoi ne vom uita la diferențele dintre tobele acustice și cele electrice, apoi vom învăța ritmul 8. Să începem! Haideți să batem un ritm ținând timpii cu ajutorul metronomului. Vom seta metronomul și pentru început vom bate ritmul 4. Așa vom folosi metronomul. Va fi mai greu la început, dar este o parte importantă a studiului. Odată ce ați reușit să exersați așa și să bateți ritmul în jur de 15 minute fără oprire, sunteți gata să cântați cu alți instrumentiști. Haideți acum să vedem care sunt diferențele dintre tobele acustice și cele electrice. Mai întâi, trebuie să vă arăt cum funcționează fiecare dintre ele. Acestea sunt tobele acustice. Tobele acustice sunt tobele care nu au nevoie de niciun fel de amplificare. Ele trebuie doar acordate, membranele lor pot fi întinse de la aceste șuruburi și să avem sunete mai înalte sau sunete mai joase atunci când le lovim cu bețele. Cinelele tobelor acustice nu se pot acorda, doar va trebui să le întreținem, să le curățăm cu grijă, ca sunetul lor să nu fie umbrit de un strat de grăsime sau mizerie. Acestea sunt tobele electrice. Tobele electrice sunt acele tobe care au nevoie de amplificare. Au nevoie de un modul de procesare a sunetului, de cabluri, de boxe, de stație. Pentru un set de tobe electrice care să sune cât mai aproape de cele reale sau acustice, va trebui să plătim mai mult. Ele sunt mult mai costisitoare, dar au și unele avantaje. Care sunt avantajele și dezavantajele tobelor acustice? Să vedem în primul rând care sunt avantajele. Tobele acustice sună mai bine. Au un sunet plin și foarte plăcut. Oferă cea mai calitativă dinamică, adică putem bate mai tare sau mai încet, fără a umbla la un buton de volum. Putem bate pe ramă pentru sunete diferite sau putem obține sunete foarte interesante din zona în care se lovesc tobele. Au un aspect foarte plăcut. Haideți să vedem acum care sunt dezavantajele tobelor acustice. Sunt mari și greu de transportat, ocupă spațiu, au un sunet puternic, de regulă începătorii care nu au controlul bătăilor ar trebui să folosească căști de protecție a auzului. Deci, auzul se poate deteriora din cauza sunetului puternic al tobelor. Dacă stai la bloc, sau ai vecini în apropierea ta, în apropierea camerei unde sunt tobele, aceștia ar putea fi deranjați de sunetul puternic al tobelor. Trebuie să ai abilități avansate pentru a face niște tobe acustice să sune bine. Întreținerea lor este mai costisitoare. Mă gândesc la pasta specială pentru curățat și lustruit cinele. Pentru live, tobele acustice trebuie ajustate după sala în care cântăm cu formația. Pentru a le înregistra avem nevoie de multe microfoane, avem nevoie de o cameră specială tratată acustic. Haideți să vedem care sunt avantajele tobelor electrice.
sunt mai ușor de transportat. Sunt mai mici, mai ușoare, ocupă un spațiu mai redus. Oferă cu ajutorul modulului de procesare a sunetului o multitudine de tonuri. Au potențiometru de volum, deci îți dai volum cât vrei și nu deranjezi pe nimeni. Pentru înregistrări sau live-uri oferă un control mai simplu și nu avem nevoie de camere speciale. Haideți să vedem care sunt unele dezavantaje a tobelor electrice. În primul rând, sunt foarte costisitoare pentru cele care au sunetul apropiat de cele acustice. Avem nevoie de cabluri, de stație, de boxe, deci nu-i foarte simplu să conectăm tobele electrice. Chiar dacă tehnica construirii lor a evoluat foarte mult în ultimul timp, dinamica lor este totuși foarte limitată. Pentru seturile de tobe foarte ieftine se observă întârzieri dintre lovirea fizică cu bățul și auzirea sunetului în boxă. Chiar dacă este insesizabilă, întârzierea există. Bineînțeles că pentru seturile de tobe scumpe așa ceva nu mai există. Îți poți forma niște obiceiuri greșite care vor fi foarte greu să le corectezi pe viitor. Ce tobe tendem să-ți cumperi? Asta depinde de tine, după stilul de muzică pe care îl cânți și după seriozitatea cu care vrei să studiezi acest instrument. Unii artiști au fost indeciși în a alege una dintre aceste două variante, adică tobe electrice sau tobe acustice, și așa au apărut trigerele. Ce sunt trigerele? Trigerele sunt niște dispozitive speciale, ca niște microfoane de captare sonoră a vibrațiilor produse de fețele tobelor. Ele transformă aceste vibrații sonore în impulsuri electrice pe care le transmit ulterior către modul, unde semnalul electric este procesat și mai apoi trimis către difuzoare, unde se transformă din nou în unde sonore. Cu ajutorul lor putem avea tobe electrice din niște tobe acustice, fără a pierde avantajele acustice. Deci cea mai bună variantă este să-ți pui niște trigere pe niște tobe acustice. Astfel le vei transforma în tobe electrice. Doar că mai trebuie să-ți cumperi și un modul de procesare a sunetului. Acest lucru va fi puțin mai costisitor. Acesta este singurul impediment. Haideți acum să învățăm ritmul 8. Eu vă îndemn să studiați cel puțin 30 de minute timp de o săptămână. Nu uitați, încercați să repetați cu metronom toate ritmurile pe care le știți până acum. La început, setați metronomul la un tempo foarte rar. Pe măsură ce studiați, veți putea să măriți tempoul. Mult succes, Dumnezeu să vă binecuvânteze!